În bugetul propriu al Consiliului Județean s-au prevăzut 5 milioane de lei pentru investiții la Spitalul Județean și Spitalul de boli infecțioase. Astfel, Spitalul Județean beneficiază de suma de 4 milioane de lei, iar Spitalul de boli infecțioase și psihiatrie Baia Mare de 1 milion de lei, care se acordă prin transferuri din bugetul propriu al județului, în timp ce 681.000 de lei reprezintă rambursări de credit. Cu fonduri alocate deja, Spitalul Județean va putea să își acopere parte din cheltuieli, iar din fondurile proprii să facă investiții extrem de importante pentru finalizarea buncărelor care vor adăposti aparatele de radioterapie. În ceea ce privește Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, acesta are un buget pe partea de dezvoltare pentru investiții la reabilitarea șarpantei de un milion de lei propus pentru acest an, sume care sunt suficiente. Socialdemocrații maramureșeni s-au întrunit în aceste zile într-o ședință a Biroului Permanent Județean, unde au declarat că îl susțin pe liderul județean Gabriel Zeta pentru funcția de vicepreședinte a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. Propunerea va fi votată în cadrul Congresului Extraordinar al Formațiunii, care va avea loc în 10 martie la București. Totodată, în cadrul aceleiași ședințe, s-a aprobat și rezoluția organizației PSD Maramureș pentru susținerea lui Marian Neacșu în funcția de secretar general al PSD la nivel central. Timp pentru tine. Așa s-a intitulat acțiunea TNL Maramureș, organizată marți seara pentru a marca Ziua Femeii. Acțiunea s-a adresat doamnelor și domnișoarelor pasionate de make-up, tehnici de înfrumusețare și de tendințele din lumea modei. În cadrul seminarului gratuit, peste 100 de participante au putut afla informații despre noile tendințe în modă, hairstyling, dar au avut și posibilitatea să participe la sesiuni practice de machiaj profesional pentru a arăta deosebit în fiecare moment al zilei. Evenimentul a fost organizat de Tenele Maramureș.